Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, după cum vedeți și din titlu, facem smash or pass cu abonații. În caz că nu mă urmăriți pe Instagram, acesta este Instagramul meu. Vă aștept acolo să-mi dați follow. Am postat această poză pe story, smash or pass cu abonații. Dacă vrei să apari în videoclip, tot ce trebuie să faci e să pui o poză cu tine pe story și să-mi dai tag. Unii n-ați vrut să puneți pe story, m-ați mai întrebat în privat dacă doar mi-o puteți da în mesaj, așa că am adăugat și asta că le puteți da în privat. Așadar, hai să vedem ce poze ne-ați trimis unii dintre voi. Și primul care a vrut să se bage este omul nostru Mihail, care, în caz că nu-l știți, am făcut și un vlog cu el, am fost cu el la pescuit, e pe canalul meu de foarte mult timp, moderator, donează. Cum să nu-i dăm smash, ce naiba? Următorul este David, care pare cam micuț de vârstă, o să-i dăm pass. Următorul este Andrei, care nu-mi place, îmi pare rău, ești urât. Și bineînțeles, numai băieți care au vrut să se bage în acest videoclip. Încă un băiat, Geo, bă, pentru tatuajul cu Playboy, te-aș da smash, ai și ochelari ca și Ozzy Osbourne. Și nicio șansă să dăm de vreo fată pe aici. A, ba da, am dat de o fată. O fată foarte colorată și nu este prin Africa. Am înțeles, nu-i se vede nici fața, dar mi-e frică că n-are 18 ani, așa că de frică o să zic pass. Și acum sigur lumea o să creadă că-s gay, că am dat pass la singura fată care a apărut în video și cum este și tipul ăsta, o să-i dau smash, adică cum să nu-i dau smash tipului ăsta. Abonat, membru, de atâta timp, omul nostru, Niță, sau The Mix, îți dau smash, uite, i-am dat și inimioară la mesaj. Mai departe, ce mai avem pe aici? Tony al nostru, care pare cam micuț și el, ce-i drept, ia să vedem ce poze mai are. Ok, omul are chitară și e ibanez, care și locația la postare sex, îi dăm smash. Ieșim la agățat. Mă, dacă ești la agățat cu tine, clar fi în acasă cu un harem, așa că îți dau smash că-s pe interes. Și se pare că avem și o fată majoră aici. În sfârșit o tipă majoră și îmi place bluză cămașă ce-o fi, că zici că e făcută din bandane. Bine, n-am modelul cu alb, eu am cu negru. Deci da, îmi place bluza cu bandană, e și majoră, clar smash. Și văd că l-a pomenit și pe boalfă. Dacă nu știți cine e boalfă, uitați aici. L-ai fugit pe boalfă. I-aș da răul lui Ball. Și având în vedere că videoclipul acela este din 2015, au trecut 7 ani de atunci, deci probabil Ballfă în sfârșit a devenit și el un adult. Așadar, i-aș da răul lui Ballfă. Ia să vedem ce mai avem aici. Opa, încă o fată. E fată? Da, bă, e fată. Deci se pare că am și abonate, nu doar abonați pe canalul ăsta. Mișto. Dar nu știu câți ani are. Mișto cum are dreaduri, se pun ca și dreaduri, ca și rasta, dar ca subțiri. Mă rog, mișto împletiturile, da? Hai să vedem câți ani are. 2004, ia, stați așa. Dacă nu greșesc eu, 2022 minus 2004, 18. Este, bă, e majoră! Dar stai o secundă. Scorpio nu e în noiembrie. Suntem în octombrie. La pușcărie! Voi o să vă futeți în cur la pușcărie foarte curând, mă băieți. Ascultați ce vă spun eu aici. Ce mai avem noi pe aici? Avem și un rocker. Avem un rocker. Ne plac rockerii. Mești, ce naiba. Avem aici un om care își detestă clasa și îmi place că poate ea cred că voiau să giugiulească și ăsta i-a stricat tot peisajul. Și am văzut și bă, că cineva a văzut că e poza și a pus așa mâna pe față. Pentru poza asta îți dau smash și dau și o inimioară la ea. Următorul pe listă este cea care ne-a mai făcut niște thumbnail-uri astă vară. Sora acelui care a apărut la începutul videoclipului. Ce zice? Seamănă cu Fraxu? Eu zic că e late Fraxul, dar nu strică un Mihail cu plete, așa că îi dăm un smash. Și cam ăsta a fost videoclipul, acesta este Instagramul meu, unde, ca să mă laud și eu puțin, am niște reels-uri care chiar au prins. Acesta
Acesta are 300.000 și este doar un videoclip de pe TikTok pe care l-am postat că mi-a plăcut foarte mult. Mai am un Reels cu 167.000, 124.000 și unul cu 1,7 milioane. Păcat că nu-l puteți auzi, intrați pe Instagram meu și o să înțelegeți de ce acest Reels a strâns 1,7 milioane. Mai multe view-uri ca pe TikTok adunat, n-am făcut la niciun video pe YouTube atât de multe vizionări. Mișto, așa că o să postez mai des pe Instagram. Mai am și repere, mai pun și story-uri, deci vă aștept pe Instagram-ul meu, poate facem 1200 de follow-uri până la partea a doua. O să mai fac clipuri de genul în care vă cer ajutorul pe Instagram. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Hai să las să se vadă aici o poză cu mine, că de ce nu? Sper că v-a plăcut acest videoclip. Partea a doua, dacă vreți, va exista. Lăsați un like aici și ne vom auzi. Și poate cine știe, participă lume care să fie majoră măcar. Că așa am obișnuit să se bage numai băieți în seamă cu mine. Asta e, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!